Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acesta este Fiul meu iubit, întru care am binevoit pe El să-L ascultați. Acesta este mesajul lui Dumnezeu Tatăl către noi, pământenii, creația lui Dumnezeu, legat de persoana Fiului Său, Iisus Hristos, despre care se spune în Scriptură, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul Său Fiu l-a dat la moarte, și încă ce moarte, moarte pe cruce, ca noi să avem mântuire și viață veșnică. Că aceasta e adevărata viață veșnică. Ca lumea să te cunoască pe tine, singurul și adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis în lume să mântuiască neamul omenesc. Acesta este, de fapt, și scopul vieții creștine. Praznicul de astăzi al schimbării la față are două însemnătăți. Una istorică, ca întâmplare minunată în viața și activitatea mesianică a Mântuitorului Iisus Hristos, prin care întâia oară, în calitate de învățător, știți că El a fost arhiereu, învățător și profet, vine să arate lumii că este Dumnezeu și spune întroparul de astăzi, arătând ucenicilor Săi slava Sa pe cât li se putea. De ce pe cât li se putea? Oare nu se putea mai mult? Se putea cât de mult vrem noi. Dar se vede că inclusiv ucenicii nu voiau mai mult. Pentru că în momentul în care El s-a umplut de lumină și s-a îmbrăcat în lumină, că așa spune psalmistul, cela ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, ei au căzut cu fața la pământ și au adormit. Au adormit de somn trupesc? Nu. Au adormit lumii cu mintea pământească, cum spune Filocalea 6 la Sfântul Gheorghe Arselaitul, s-au trezit cu mintea în cer, în răpire. Deci mintea lor era în cer. Ei, pe Tabor, nu erau pe pământ, în munte grămadă, ci erau cu mintea dusă din trup la tronul lui Dumnezeu, la lumina cea necreată, la lumina cea veșnică și pururea viitoare. De ce trebuie să înțelegem acest lucru? Schimbarea la față este legată de postul adormirii Maicii Domnului. Dar de ce de postul mare este legată buna vestire? Ca să înțelegem că Maica nu stă fără Fiu și Fiul nu stă fără Maică. Ca să înțelegem că semnificația Maicii se reflectă prin valoarea Fiului. Și în lumea cotidiană spunem, a, e mama directorului cutare, e mama episcopului cutare, e mama președintelui cutare, e mama ministrului cutare. Deci, funcția Fiului sau valoarea Lui, să spunem intelectuală sau pământească, dă valoarea celei care L-a născut. Și tocmai de aceea, chiar Mântuitorul a primit și El la rândul Lui această cinste pământească. În timp ce învăța la predica de pe munte și sfătuia poporul adunat și mulțimile, s-a trezit deodată din popor că o femeie a ridicat glas mare și a zis: ferice de pântecele ce te-a purtat și sânii la care ai subt. Deci vedeți câtă înălțime în cuvinte. Deci nu orice fel de sân te-au alăptat, nu orice fel de pânte ce te-a purtat, ci valoarea paternă și maternă dau valoarea eternă Fiului. Dintr-o mamă curată, trăită în templul lui Solomon și născută din rugăciune, vas și toiag din rădăcina lui Isei și vas sfințit în Duhul Sfânt pe linia împărătească și arhierească, scoate pe cel mai înainte de veci din mamă suflet. Și atunci această mamă nu e o mamă întâmplătoare, ci este o mamă care schimbă fața lumii prin două cuvinte. În clipa în care îngerul îi vestește că va naște prunc,
ea spune, nu știu de nuntă, nu știu de ispitirea nunții, nu știu de dulceața trupească, nu știu de pofta bărbătească, dar nici nu vreau să fiu înșelată ca Eva oarecând. Și atunci îngerul îi spune, și eu mă spăimântez, a strigat ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, adică și maică și fecioară, și mireasă și fecioară. Când spune cuvântul, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, implicit mireasa trebuie să placă mirelui său, după cuvântul Apostolului Pavel. Și atunci Maica Domnului se așează în genunchi și spune, închideți telefoanele și în biserică nu se lasă deschise, că nu suntem în gara de nord. În momentul în care se lasă în genunchi, Maica Domnului se legitimează divinității și eternității prin două celebre cuvinte care vor rămâne veșnicia tuturor timpurilor și veacurilor și în timpul trecător și în cel veșnic. Să fie mie după cuvântul tău. Deci acest fie a restructurat, dacă vreți, toată materia păcătoasă, a reclădit-o pe temeiul spiritual și a dăruit-o din nou cerului împăcată cu Dumnezeu. Bucură-te, pod, care treci pe cei de pe pământ la cer, spune în acatistul Bunei Vestiri. De ce am amintit lucrul acesta? Ca să înțelegeți că postul Maicii Domnului este ca și postul mare, de aceea se ține fără un de lemn pentru cine poate și fără pește decât la schimbarea la față, adică astăzi când este praznicul împărătesc. Pentru că este un post riguros și aspru, cum a fost de riguroasă și de aspră și viața Maicii Domnului. Maica Domnului se ruga când era în templu și mi-a plăcut enorm fraza aceasta când am citit-o, ca cea care va purta pe Hristos să nu fie ispitită de diavol, neștiind că se roagă chiar pentru ea. Cu atât mai mult Iisus Hristos a cinstit postul Maicii sale și a rânduit ca această sărbătoare să fie așezată, dacă vreți să fiți atenți, între două răstimpuri diferite. Întâi că e luna de vară spre toamnă, când toate se schimbă la față, cum spun și bătrânii, că de acum se întoarce timpul și iarba și frunza și pomul și tot. Deci de astăzi înainte, cum ar fi nimic, nu crește, ci totul se coace și se pârguiește. Dar și schimbarea la fața întregii lumi, adică din oameni materiali, din oameni sub moartea veșnică, din oameni căzuți în păcatul adamic sau sub pedeapsa păcatului adamic, din oameni căzuți sub înmulțirea biologică, din oameni căzuți sub patima nesațiului, a desfrâului, a dintelui pentru dinte, a ochiului pentru ochi, măsură pentru măsură, a dușmăniei, a omului contra om, Hristos își ia trei ucenici cu ei și spune, împărăția mea nu-i din lumea aceasta. Urcă pe tabor, deci taborul înseamnă înălțime, virtute, putere. De aceea și psalmistul spune, la munți suflete, că de acolo vine mântuirea. Și ajungând pe tabor, îndeplinește un alt act minunat, care trebuia justificat, cum spune în capitolul la Evrei, la 27, că omul are o viață, o moarte și o judecată. Adică, unii spun că ești Ilie, alții spun că ești Ioan, alții spun că ești Moisi, alții altul dintre proroci. Dar tu, Petre, cine zici că sunt eu? Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu cel prea înalt. Și atunci Mântuitorul îi spune, nu carnea și sângele, nu pământescul din tine ți-a descoperit aceasta, ci Duhul, Duhul Sfânt. Și în momentul în care Petru călătorea pe parcursul acestui urcuș duhovnicesc în vârful taborului, se petrece o mare taină. Mântuitorul le vorbește de patima sa, cum fiul omului va fi prins, bătut, scuipat, ocărât, răstihnit, omorât, îngropat pentru mântuire. Așa cereau Scripturile, așa arătau profeții. Și el spune, cruță-te pe tine, Doamne, și Dumnezeu îl ceartă. Fiul îl ceartă, înapoi a mea satana. Nu pe Petru, el nu era satana, ci gândul lui pământesc care încurca planurile mântuirii.
Iar în momentul când ajung în tabor, Hristos se suie pe piscul cel mai înalt, ridică mâinile la cer. În alte mărturii ale Sfintei Scripturi, chiar Iisus Hristos spune așa: Tată, preamărește-mă să te preamăresc. De data aceasta n-a fost nevoie. Rugăciunea era surdă. Se făcea între comunicarea fiască și părintească a Tatălui din cer, prin ce? Prin Duhul Sfânt. Cei doi se deșertau unul în celălalt. Dragostea Tatălui în Fiul, iar Fiul prin ascultare în dragostea Tatălui. Și era ca o clepsidră care același material îl întorci când pe o parte, când pe alta, dar împărțit la jumătate, materia este aceeași. Deci același Dumnezeu, când se arăta, când se transforma și se transfigura, când se arăta, când se transforma și se transfigura. Și de ce știm lucrul acesta? Pentru că toată această transformare mistică, toată această transformare dumnezească, nepricepută minții noastre, nu venea de undeva din afară. N-au venit razele soarelui să-L umple pe Hristos de lumină, ci dinăuntru lui Hristos au izbucnit razele de lumină. Deci izvorul luminii mai presus de puterea gânditoare era în Fiul lui Dumnezeu, lumina lumii. Eu sunt lumina lumii. Și în clipa aceea, de-a dreapta și de-a stânga apar cei doi mari profeți ai Vechiului Testament, care și ei la rândul lor au reușit prin înălțimea trăirilor să ne aducă prima jertfă liturgică, simbol al venirii Mântuitorului. Moise, din piatră a făcut sânge și apă prin lovitura cu toiagul, deci cuvântul Evangheliei, care poate omorâ și învia. Și atunci este simbolul botezului și al împărtășirii, este simbolul jertfei crucii și simbolul spălării păcatelor. Iar Ilie, profetul pe care îl cunoașteți toată lumea, deci cel care de fapt este liturghisitorul Vechiului Testament, așa cum este Petru verhovnic între apostoli, așa este Ilie și Isaia verhovnic între profeți. Acest Ilie face pentru prima dată liturghie pământească. Pune patru petroaie mari, care înseamnă patru evangheliști, pune brațuri întregi de vreascuri, care înseamnă mucenicii, toarnă apa, care e cuvântul Evangheliei, și pune mielul de jertfă, adică vițelul care trebuia să ardă, și ridică mâinile la cer și mistuie jertfa. Ilie a murit cu dor de Dumnezeu. În muntele Carmel abia l-a simțit în adiere de vânt. Știa că iubește Dumnezeu, dar știa că și el s-a îndărătnicit mult față de Dumnezeu. Murea lumea de foame și Ilie nu vrea să dezlege cerul. Mureau dobitoacele de foame, Ilie nu dezlega cerul. Mureau copiii de foame și Ilie nu dezlega cerul. Dar când s-a simțit rănit în orgoliu Ilie de cuvântul văduvei din Sarepta, care i-a spus: te-am hrănit în casa mea din sărăcia mea, te-am adăpat în casa mea din sărăcia mea, te-am culcat în casa mea din sărăcia mea și tu mi-ai omorât pruncul, păi tu ești omul lui Dumnezeu, s-a simțit rănit și l-a înviat. Și atunci inima lui s-a mișcat spre râvna cea bună și a făcut această liturghie care a dezlegat cerului să plouă. Pentru că chiar Dumnezeu i-a spus: Ilie, mai am încă vreo 7.000 care să închină mie. Adică oamenii tainici al lui Dumnezeu nu stau cu pangarda în chept. Ceea ce sunt neștiuți și necunoscuți. Poate cel mai amărât copil, poate cea mai umilă babă, poate cel mai zbârcit moșnean, poate cel mai interesant cadru didactic dintr-o școală, poate cel mai interesant ministru care ție-ți pare că e nu știu cine, ăla poate să fie plăcut lui Hristos. Dumnezeu știe pe ascunși săi. În acoperământ spune așa: bucură-te ceea ce tăinuiești în mijlocul lumii pe cei iubiți de Dumnezeu. În momentul în care Ilie se întâlnește cu Hristos pe tabor, Hristos îi povestește cum va fi taina mântuirii și cum va fi prima liturghie atunci când va curge sânge chiar din trupul Fiului lui Dumnezeu. Ați priceput? Acesta era dialogul. Moise rămăsese și el dator. Cu ce? Când a lovit cu băta în piatră
și a văzut și a zis, oare pentru îndărătnicia lor vei da apă, curs sânge, îndoială. Dar când a lovit a doua oară și a curs apă, s-a auzit și glasul lui Dumnezeu care a spus, pentru îndoiala ta nu vei vedea pământul făgăduinței. Și de fapt, care era scopul lui Moise pe Tabor? De a călca cu picioarele lui muntele cel sfânt al lui. De a călca, unde e Taborul? În Ierusalim. De a călca pe pământul făgăduinței înainte de a fi cu Dumnezeu în cer. Și Moise a stat lângă Fiul lui Dumnezeu și au discutat tainele mântuirii. Și ce au discutat? V-ați pus întrebarea, simplu. Moise comenta din Decalog și Hristos i-a arătat subtilitatea fericirilor. Și spunea la Moise, să iubești pe Domnul Dumnezeu din tot timp, din tot sufletul, din tot cugetul și pe aproapele ca pe tine însuți și așa mai departe. Dar fericirea cum sună? Fericiți cei milostivi ca aceia să vor milui. Să nu-ți faci chip cioplit. Auzi? Adică să nu te închini la idoli. Cuprindea la fel în fericire. Fericiți cei curați cu inima, ca aceia îl vor vedea pe Dumnezeu. Deci nu trebuie să mi-l imaginez, el este. Eu sunt cel ce sunt. Și în felul acesta, făcând această antiteză între decalog și fericire, Fiul lui Dumnezeu i-a spus, Moise, misiunea ta s-a sfârșit, a încetat. Eu sunt cuvântul întrupat, pe mine m-ai vestit, de cămașa mea ai vorbit, pentru cămașa mea se vor arunca zaruri. Eu sunt cel plin de putoare, cum spune în Psalmii utrenii, și s-au împuțit ranele mele și au putrezit rănile mele. Și când a tâlcuit cu Moise toți psalmii și a văzut Moise că e Fiul lui Dumnezeu și cunoaște adâncimea tainelor științei dogmatice la legătura între Tatăl și Fiul, s-a bucurat și și-a văzut visul împlinit. Dar lumina era atât de orbitoare și era atât de puternică încât apostolii n-au văzut abia nimic. Trezindu-se când i-a trezit Mântuitorul, Petru, care era și el pământesc și om ca noi și ca voi și ca oricine, atât a apucat să îngaime, tot în ideea de a-L feri de patimă. Doamne! Dar dacă am face noi aici trei colibe, una lui Moise, una ție și una lui Ilie, și să stăm veșnic aici în această odihnă, și aici Sfinții Părinți tâlcuiesc, nimeni nu va sta pe Tabor de nu va gusta Golgota. Nici femeia măritată, nici bărbatul însurat, nici monahul, nici fecioara, nici văduva, nici pruncul. Deci fiecare trebuie să-și guste Golgota vieții sale. Unul mai ușor, unul mai greu. Unul printr-o moarte năprasnică, unul printr-o boală suferindă, unul printr-o cruce grea, unul printr-o cruce ușoară, unul printr-un divorț, unul printr-o bătaie, unul printr-o suferință, unul printr-o sărăcie, unul printr-un necaz, unul printr-o nebunie. Deci de toate felurile de cruce avem. Deci crucile sunt împletite în raport și de trăirea noastră interioară și exterioară. Și atunci Mântuitorul i-a spus, haide să coborâm. Și s-au coborât din munte, dar nu s-au coborât ca să se distreze, ci să meargă spre patimă de bunăvoie. Și atunci, esența sau chintesența praznicului, nu-i că și-a dat Hristos puterea și a zis, uite, bă, stați de vorbă cu Dumnezeu. Nu. Și le-a arătat Hristos că Evanghelia Darului duce la o treaptă mai înaltă, care se cheamă transfigurarea, care se cheamă extazul, care se cheamă uimirea, care se cheamă răpirea, care se cheamă unirea cu Dumnezeu prin minte și prin inimă. Și m-am uitat azi dimineață sau ieri în cartea de predice a Părintelui Cleopa și la duminica de astăzi comenta puterea rugăciunii. Deci vorbea de rugăciunea inimii, de rugăciunea minții. De ce? Pentru că sunt singurile moduri de a se întâlni omul în vedere dumnezească și este și acea carte frumoasă, Mistica Vederii lui Dumnezeu, scrisă de Saharov, și rugăciunea Calea Vieții Veșnice. Deci, două căi care te duc cu fața la Hristos. Dar mai mult decât atât,
Schimbarea la față este schimbarea lumii materiale într-o lume spirituală. Schimbarea lumii stricăcioase într-o lume nestricăcioasă. Schimbarea lumii putrede într-o lume a slavei și a cinstei, adică a măreției lui Dumnezeu care depășește limita totală de pricepere a minții omenești. De ce v-am amintit acest lucru? Schimbarea la față, ca praznic împărătesc, are rolul de a ne arăta nouă că atunci când avem burțile pline, paturile moi, televizoarele deschise, frigiderile încărcate, nu o să dobândim transfigurarea taborică. Și transfigurarea taborică înseamnă urcarea în muntele rugăciunii. Pe dealul Ceaslovului, pe colina Acatistierului, pe muntele Psaltirii și pe vârful rugăciunii minții. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Iar Tatăl din cer să zică, Tu ești Fiul meu iubit, întru Tine am binevoit. Amin.